fost convocați în ședință extraordinară conform dispoziției Plenarului Comunei Cleja numărul 287 din 19 ianuarie 2022. Prin consultarea condiției de prezență, rezultă că din cei 8 consilieri convocați sunt prezenți toți. Ședința fiind statutară, își poate începe lucrările. Doamna secretară, nu este statutară. Sunt 8. Nu sunt 8. Avem o rugăminte. Avem o rugăminte, dumneavoastră o să vorbiți când o să vi se dea cuvântul. Dumneavoastră sunteți invitat. Deci dumneavoastră o să vă susțineți doar proiectul. Da. În ce calitate ești tu? Eu sunt în calitate de consilier local. Nu ești consilier local, dar da, sunteți... Deocamdată. Doamna secretară, avem aici documentul care spune așa, certificat. Asta e certificatul de grefă de la instanță, da? Da, tu zici ce document? Și spune așa, vă rog foarte mult să tăceți din gură dumneavoastră că stați în calitate de invitat, da? Spune așa, având ca obiect anular, are anulare act administrativ, suspendare, executarea act administrativ, obligația de a face pretenții, desfăgubiri, alte cereri, da? Okay, da. Deci noi, dacă s-a suspendat documentul, vă rog foarte mult să mă ascultați până la capăt. Instanța trebuie să decide dacă s-a suspendat. Deci actul este suspendat. Deci, certificatul de grefă nu înseamnă că suspendă cauza. Deci, acum la ora actuală, dumneavoastră nu aveți nici președinte de ședință, nu aveți nici comisiile făcute, nici avizele nu le aveți făcute, da? Deci ședința nu este statutară. Vă rog foarte mult, deci nu aveți... Președinte de ședință, dumneavoastră nu aveți din data din luna iulie. Pentru că nu s-a întrunit. Deci, dumneavoastră trebuia să faci. Dacă nu s-a întrunit, înseamnă că nu sunt toți prezenți. Păi, fraților, jurământ, vă rog foarte mult să tăceți din gură. Vă rog frumos să vă potoliți. Putem să ne desfășurăm ședința. Nu, nu. Vorbiți la urmă. Aici eu vorbesc. Nu mă vezi, nu vorbesc. În ce calitate vorbești? Vă rog foarte mult să vă abțineți. Mandatul tău a încetat. Nu a încetat nimic până nu se... Vă rog foarte mult să chemați poliția. Păi, sigur. Doamna secretară. Vă rog. Deci nu are cum să fie statutară ședința pentru jurământul consilierului suplean nu a fost depus în condiții legale. Deci vreau, nu aveți cvorum. Aveți toate. Nu există așa ceva. Nu este cvorum. Pentru să vă spun și de ce. În procesul verbal din 31 decembrie... Nu. Aici eu sunt acum în ședință și am dreptul ca consilier local. Deci, consilierul suplean în data de 31 mai, 26 august, mă scuzați, da? A depus jurământul ilegal, fără a fi cvorum. Dumneavoastră, în luna iulie, din luna iulie, nu ați avut președinte de ședință, da? Deci, atâta timp cât noi avem documentele, noi suntem și s-a suspendat actul conform instanței, noi suntem consilieri. Dumneavoastră nu aveți avizele și nu aveți președinte de ședință. Deci nu există. Deci, dumneavoastră nu puteți adopta hotărâri atâta timp cât nu aveți avizele. Avizele conform codului administrativ, da? Există conform codului comisiei juridice. Nu există, pentru că comisia juridică trebuia să întrunească toți și să aibă număr impar conform codului administrativ. Sunt trei. Nu, trebuia să convocați, nu, conform codului administrativ, conform documentelor în vigoare, trebuiau să fie convocați 5, nu 3. Comisia este formată din 5. Deci dumneavoastră nu puteți să emiteți un aviz dacă nu sunt convocați 5 consilieri. Eu am președintele de ședință. Care președintele de ședință? Președintele de comisie juridică. Nu există, dacă nu aveți președinte de ședință, nu aveți. Dar nu are legătură președintele de ședință cu președintele de comisie. Deci, noi discutăm acum avem documente. Dumneavoastră nu aveți comisii. Deci, Nu vă dă dreptul să faceți treaba asta. Îmi dă dreptul. Banii nu dă dreptul. În primul rând, articolul 204 din 204 aliniatul 7 spune clar că dumneavoastră trebuia să faceți un HCL 30 de zile. Nu faceți ordin de prefect. Ați mințit prefectul. Domnul Joca Ion, care e de la PSD, și este conștient că prefectul a fost mințit. Pentru că dumneavoastră nu ați depus absențele și situația. Ba nu, ați mințit prefectul. Ba da, nu ați depus situația absențelor și motivărilor. Ba da, deci dumneavoastră nu ați depus motivările și absențele, situația absențelor în fața prefectului. Deci dumneavoastră ați mințit prefectul. Deci eu știu... Deci dumneavoastră nu
există așa ceva. Prefectul județului Bacău nu cunoaște această situație. Cunoaște. Nici a devenit nici peletre de avion. Aici. Conform codului administrativ, dumneavoastră trebuia să-i aduceți la cunoștință, inclusiv deplasările mele, să le iau pe ale mele, deplasările mele străinătate, care sunt motivate. Domnul prefect, nu... Referatul constatator. Către prefect. Da. Ăsta este un serial la nivel național. Da, nu mai vedeți degeaba că... Doamna secretar, când a făcut referatul? După ședință. Nu, când a făcut referatul? Domnule, ziceți-mi da. Dacă nu știți dumneavoastră, vă spun eu. Ați făcut referatul pe 31 august 2022, da? Nu acel referat. Dar de ce nu e ăla? Eu l-am și pe ăla. Dar referatul constatator către prefect, nu către Consiliul Local. Păi l-ați făcut pe 12, stați puțin. Dar primul referat în care dumneavoastră nu ne-ați convocat, da? L-ați făcut pe 31 august. Proiectul de hotărâre numărul 64 pe data de 31 august, da? Ați făcut referatul, care l-am. Deci ați mințit prefectul încă o dată. Nu am mințit. Da? Bun. Dumneavoastră nu ați întocmit referatul conform codului administrativ. Dumneavoastră trebuia să lăsați să se împlinească cele 3 luni de zile consecutive și după aceea să faceți. Nu, pe 31 august nu erau împlinite. Erau împlinite? Nu. Ba da. Nu. 31 august, da? Trebuia să-l faceți pe 1 septembrie. Bun. Conform codului administrativ, articolul 233, conform articolului 233 din codul administrativ, dumneavoastră la două ședințe trebuia ca să transmite situația absenților la două absențe prefectului. De ce n-ați făcut-o? Am transmis ca fiecare ședință. Nu, n-ați transmis-o, trebuia să faceți. Conform tot articolul 234, dumneavoastră trebuia să ne sancționați dacă noi am visit la două ședințe. Vreți să vă arăt în codul administrativ? Conform 134, da? Bine, lasă vină, uite tocmai de aia, să vină. Deci, conform articolului 134, da? Dumneavoastră la două ședințe trebuia să transmiteți absențele și noi trebuia să fim convocați la domnul prefect. Iar nu l-ați anunțat pe domnul prefect. Prefectul are, ce are? Toate documentele care am prezentat. Ați adoptat un HCL în 30 de zile cum cere codul administrativ? După aia vă duceți la prefect. Aveți dreptul pentru protestați. Cum adică nu le duce? Așa cum ne pentru nimic cu 8, cu 7, păi cu 6, deci, 5. Cum de vă întâlniți acum și până acum ați venit? Deci, bă, 3 luni n-am ați prezentat niciunul. Pentru că dumneavoastră, să vă explic de ce, ca să știți și dumneavoastră, pentru cultura dumneavoastră, care a terminat facultatea la Firul Hareț și nu sunteți în stare să faceți diferența dintre legi și... Am înțeles. Deci, conform, de ce n-am venit? Pentru că ați convocat ședințe ilegale. Din 7 ședințe, 4 au fost extraordinare de îndată, care nu respectă nici motivare, nici codul administrativ. Și dumneavoastră știți foarte bine treaba. Ai dreptul de a contesta. Convocarea de îndată nu are obiectul. A citit codul administrativ, doamna secretară? Ce înseamnă convocare? Ce înseamnă ședință extraordinară de îndată? Serviciul juridic a precizat... Noi ești dătăceți din gură că faceți glumă. Duceți-vă pe o cană cu apă, domnișor. Voi cred, dacă credeți dumneavoastră, ufiniștilor, sunt lucruri firești... Mergeți puțin afară, aveți o cană cu apă, după aia acestui individ, nu mi se poate. La un moment dat, conform ordinului prefectului, da? Articolul 3, deci veni cu documente, da? Spune așa: prezentul ordin poate fi contestat în condițiile legii numărul 554 din 2004 cu modificările ulterioare, da? Este contestat, aveți un ordin de registrare la primărie. Puteți să contestați.
contestați, dar este contestat, aveți un deci dacă dacă ordinul este suspendat. O contestație făcută nu înseamnă că este suspendat, nu este suspendat. Ba da, este suspendat. Acum este suspendat. Acum decide. Până decide ce se întâmplă cu noi. Stăm așa în aer? Da. Exact. Bun, dacă stăm în aer, dumneavoastră nu aveți dreptul să faceți nicio ședință. Ei, da. Conform codului administrativ. Carol? Da, păi, dar nu, nu legea codului administrativ. Deci dumneavoastră nu aveți dreptul toată perioada asta până să judecă frate, să faceți nicio ședință. Dumneavoastră nu aveți nici președinte de ședință. Ascultați, ba nu, n-aveți. Nu, n-aveți. Nu are sens. Deci, ca să știți. Nu, am venit. N-ați venit să discutați, ați venit să faceți niște ilegalități cum ați mai făcut, de fapt. Noi facem ilegalitățile, aveți 10 de contestații. Păi le-am făcut tocmai de aia. Deci, dacă, de ce nu ne-a spus? Ați informat prefectul că a fost absență data de 10 septembrie? Nu, noi am știți informat că a fost prezență data de 10 septembrie? Știți că aveți plângere penală, doamna secretar? Pentru că dumneavoastră nu vă îndepliniți. Dumneavoastră, în loc să fiți secretarul UAT Cleja, sunteți secretarul primarului. Nu aveți decât să fiți... Ba da, sunteți secretarul primarului. Se pare că aveți experiență treaba. Ați mințit în documente, doamnă. Avem dovada. Ați mințit în documente. Aveți dreptul să ne dați în judecată. Deocamdată suntem o consilier de valida. Deci pe 10 septembrie ne-ați declarat absenți, deși noi am fost aici. Prefectul a fost din nou mințit. Și pe data de 6 septembrie. Și pe data de 6, care nu i-ați mai adus la cunoștință prefectului. Tot prefectului. Tot așa. Cum să ia decizii în îndeplinitatea legilor? Aveți dreptul să contestați orice. Nu aveți, doamne, dumneata nu te băga, doamne, ce treabă ai cu noi. Du-te, doamne, de aici. Vorbești doar pe lângă subiect. Până acum te-am înțeles. Ai avut treaba ma tale, ai făcut ce-ai vrut ma tale, dar de acum ai cu legea, nu mai cu alea. Ne-ai înjurat, ne-ai făcut de toate. Acum, vă rog, deci, te rog frumos, domnule, dacă vrei să discuți ceva, poți să te duci la primărie, să discuți cu angajații ma tale cât vrei să te ceri cu cine vrei. Până atunci eu sunt aici, da? Și am calitatea de consilier, dumneata ai calitatea de invitat, te rog frumos să ieși afară și să discutăm cu la secretar. Da? Eu nu sunt băi cu dumneavoastră, da? Da, serios. Deci ca va fi de deci, așa se pune discuția. Mă faci ca să te faci și băi și de toate felul. Da, așa faci dumneavoastră, de obicei. Asta e limbajul dumneavoastră, nu e nimic al meu. Exact la vorbile alea care le-a spus de toți proști. La toate, ajungem peste tot. Pentru că nu înțelegeți... Ați încălcat constant. Nu înțelegeți disciplina. Nu m-a strigat hoții, hoții. Dar dumneavoastră știți disciplina, domnule. Domnule, știți dumneavoastră disciplina. Aveți un limbaj un proces verbal în care omul ăsta a depus un jurământ fără vorb, fără președinte. E problema instanței. Este problema instanței. Nu faci dreptate. Nu este problema instanței. Atât e un proces verbal, nu este. Este un proces verbal. E o adunătură de oameni care s-au adunat și au discutat ceva. Nu are nicio bază legală. Această adunătură sunt consilierii. Deci, domnul Iștoc, da. Doamna secretar știe foarte bine că în procesul verbal de pe 31 mai a spus clar că nu poate depune jurământul atâta timp cât nu este vorba. Vreți să vă citesc? Uite, vă citesc. Nu, vă spun eu exact cum stă situația, că dumneavoastră văd că bateți câmpii. Deci, doamna secretar declară în procesul verbal din 31, da? Uite, vi-l și citesc, doamnă, ce declară. Da? Vi-l citesc până vine poliția, dacă tot vine poliția, da? Să vă citesc exact ce declară doamna secretară. Da? Când domnul Joca pe 31 mai îi spune, doamna, dar nu poate să depună jurământul fără a avea cvorum? Și doamna secretară îi spune așa, nu domnul Joca, pentru că nu există cvorum și ședința nu este statutară. Să vă spun exact cum citește. Citesc, doamna secretară. Domnul consilier local Joca Ion întreabă, de ce nu poate depune jurământul? Trebuie aprobarea Consiliului Local obligatoriu? La care doamna secretară răspunde, nu trebuie aprobarea Consiliului Local, ci ședința să fie statutară. Ei, pe data de 26 august, cu 6 consilieri, noaptea ca hoții, dimineața la 7, ați depus jurământul cu 6 consilieri fără a fi ședința statutară. Atunci ați putut, doamne. Ascultă-mă. Ce-a fost? Problema este și pe 31 de ce nu ați contestat? Orice acțiune de a noastră puteți să o contestați. Deocamdată. Nu a noastră. Noi nu suntem a noastră. Noi suntem consiliul local. Nu suntem executivul. Eu vreau că nu vă mai băgați la cea foară. Ne demonstrați. Dumneavoastră ne demonstrați că secretarul este subalterna dumneavoastră. Asta spuneți, de fapt. Nu. Legea. Legea este subalterna. Eu nu fac probleme. Deci eu în instanță noi vom câștiga. Ca să știți. Dar foarte la ce? Și de ce? Atunci când faci aici? Mergeți în instanță. Sunt consilier și am dreptul. Ai fost consilier, nu ne-ai ai fost matat la PC când ai fost. Dar acum nu mai ești consilier. Deci,
pe 26 august ați depus un jurământ care a fost identic cu cel de pe 31 mai. Ați depus un jurământ. Iar dumneavoastră, în calitate de secretar general, ați spus că ședința nu a fost statutară pe 31 mai. Pe 26 august v-ați răzgândit. Aveți dreptul de a contesta. V-ați răzgândit? Așa este, ne-am răzgândit. Da? Nu ne-am, deci nu ne-am, domnul Iștop, îmi face diferența. Dacă nu aveți nicio treabă în ședința asta consiliară. Toate proiectele care se întocmesc aici așa... Care e aici așa? Aici, se zice aici, cuvântul aici așa nu există în dicționarul din Biroul. Toate proiectele sunt inițiate de mine, nu de secretar. Nu, dumneavoastră nu știu ce discut ce să mănâncă acolo. Dumneavoastră dați comandă, dați ordine care le propresc. E o mare diferență. Stați liniștit, domnule. Deci, doamna secretară, cum v-ați răzgândit de pe 31 mai până pe 26 Între august? Între timp, i-a venit ideea și eu spus că merg. Nu i-a venit nicio idee, vă spun eu. A fost forțată de dumneavoastră, iar acum a intrat într-un sfiaj în care nu-și găsește situația. Deci așa se pune problema. Deocamdată noi suntem consilieri locali. Suntem în aceeași situație ca și domnul Gherfi. El e suspendat și el și noi suntem suspendați. Dar suspendat. Domnul Salca n-a depus jurământul, nu este nici deci domnul Salca e la fel, n-a depus jurământul legal, deci domnul Gherfi are proces. Deci sunteți cu doi, în minus, suntem cu 8. Deci vă rog foarte mult să înțelegem situația. Asta e ceea ce trebuie să înțelegem situația. Stăm și noi aici. Până vine. Ați primit, știu că ați primit documentele mai târziu decât vă așteptați. Asta e clar. Deci dumneavoastră știu că ați primit documentele mai târziu, adică astăzi la ora 13. Eu n-am intrat în certificatul. Ba, da, ați intrat. Atâta timp cât are număr de registrare, înseamnă că ați intrat. Este problema dumneavoastră. Nu ați vrut. Nu ați vrut. Încă o dată, un certificat de grefă nu suspendă. Hotărârea prefectului. Păi dumneavoastră încălcați legea că n-avem consilieri care trebuie. N-avem vorul, n-avem comisii, n-avem președinte de ședință. Ce să facem aici? Cine am adunat aici? Fără președinte. A fost 2 ani de zile în Ștoc, Petru a fost președinte de ședință. Am încălcat toate procedurile posibile. A venit momentul ca să avem președinte de ședință. A venit momentul ca să aprobăm hotărâri de consiliu pentru lucrările care trebuie să fie făcute în comuna Pleșa. Nu proiecte ați făcut, lăsați-mă în pace că v-am aprobat la proiecte, dacă nu, că v-am aprobat, n-ați făcut nimic în 2 ani de zile. Veniți acum, i-ați prostiți oamenii. Clejenii, vrea să prostiți clejenii ăștia, toată un mandat i-ați prostit, la al doilea mandat ați reușit. La legeri de locale se stabilesc ce vor clejenii, nu? Deci dumneavoastră ați făcut, ați manipulat cât ați putut. A venit momentul ca dumneavoastră să se trezească cineva și să vă spune exact cum e situația. Păi, dar asta e adevărul, sunteți un hoț pentru că mergeți numai pe... Nu, sunteți voi, nu eu. Voi sunteți. Nu, dumneavoastră sunteți hoți pentru că mergeți, nu faceți lucrurile cum trebuie. De exemplu, vă consider hoți pentru că a depus jurământul un consilier la ora 7, exact noaptea ca hoții, ca cu Dragnea. Deci între dumneavoastră și Dragnea nu este nicio diferență. Tot ce am făcut, am respectat legea. Nu ați respectat legea. Ați făcut la 7. Instanța v-a stabilit. În 12 ori, nici 12 ori ați convocat în conședință extraordinară. Instanța v-a stabilit. Instanța oricum stabilește, stați liniștit că instanța voi. Problema este că l-ați pus într-o situație delicată și pe prefectul județului Bacău. Da. De asta vă susțin. Chiar dacă dumneavoastră ați lins geamurile pe acolo 3 zile ca să vă dea, ca să facă treaba asta? Sigur că da. Și până la urmă veți sta pe dreapta, până la urmă doar le alege. Și dumneavoastră stați pe dreapta de 6 ani de zile. Bine, domnule, eu plec acasă, nicio problemă. Nu știu, dar unde acasă? Unde acasă? Acasă la mine. La Bacău. La Bacău, la Cleja, unde ori la Cleja, nu, la Bacău. Și încă, și am casă și acolo, am casă și la Bacău. De 2 ani de zile, deci aveți 6 ani de sunteți în mandat. Încă o dată, cetățeanul m-a trimis deocamdată aici, 4 ani. Pe tine te va trimite, dacă te va trimite data viitoare, vei sta 4 ani. Până atunci, acum ești pe dreapta. Până ceea ce înțelegeți dumneavoastră este că dumneavoastră nu aveți cultura politică pentru a face diferența. Știu, domnule, deci, că tu iar legile pentru dumneavoastră sunt facultative, știți cum e. Dacă e să fac așa o analogie pe 2 ani de zile și vei medita ce înseamnă administrația publică, disciplina, vei medita chestia asta. Exact ca și cum eu vă spun acum că sunteți cel mai bun avocat de muzică populară. Nu? Cam așa e situația. Deci, dumneavoastră de 2 ani de zile v-am aprobat proiecte, da. N-am fost de acord cu primăria, da? Și da. De asta sunteți ofticat. Deci, dumneavoastră ați vrut să vă faceți primăria încă o dată, să mai faceți cum ați făcut și cu aia aproximativ 500 de mii cât ați făcut dispensarul. Lăsați să le despărt.
acum. Să facem, deci scopul dumneavoastră este toate. Dar faceți, nu faceți numai pe hârtie, că scopul de zile numai pe hârtie să posibil. Nu, nu voi și ce înseamnă a implementa un proiect, începe de la finanțare, de a obține bani și până la scopul dumneavoastră este să dărâmați primăria. Scopul nostru este să arătăm oamenilor că vrem canalizare, modernizarea apei. Scopul meu este să spun că nu are legătură canalizarea prin primăria. Da. Bani să canalizare, canalizarea suntem de boim, nu ai cum primărie. Să, n-ai cum să mă amesteci proiectele, fiecare merge pe linia de finanțare proprie. De, voi nu înțelegeți nimic, asta este. Ba, noi înțelegem foarte bine, ca să veniți aici pregătiți să mă pregătească, nu numai cu scandal. Nu este, nu e niciun scandal. Voi trebuie să înțelegeți. Aveți patru ședințe care să fie numai scandal, domnule. Finanțare proprie, voi trebuie să înțelegeți lucrurile, dar nu vreți să înțelegeți, numai țipați, țipați și dumneavoastră, trebuie să înțelegeți. Eu alta l-aș ruga pe domnul Șernic să vă explic ce înseamnă un proiect, de când pleacă și cum, de când ia ființa acel proiect, în primul cu studiu de fezabilitate, prefezabilitate, cu toate acordurile, avizele, cu implementare, cu obținerea banilor și cu execuția, cu contracte, câte cu licitații, cu toate. Încă o dată, ai nevoie și le duci până la capăt câte cere și ai toate, trebuie să predai terenul. Sunt foarte mulți pași, voi nu înțelegeți nimic. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că dorința cetățenilor Comunei Cleja nu este să faceți altă primărie. Nu, deci asta este dorința, de asta v-au pus în scaun. Nu, ca să faceți ce doresc cetățenii, nu ce vreți dumneavoastră. Dacă tu sau interesul de partid. Nu. Fiecare cetățean are nevoile lui. În momentul când unul unde locuiește are nevoie de gaz, el are nevoie de gaz. Celălalt care are gaz spune n-am nevoie de gaz. Sunt convins că au nevoie de primărie. Tu te uiți. Am nevoie de primărie ca instituție. Când vine cineva în comună să vadă o instituție ca lumea. Și deocamdată primăria noastră. Se vede că se dărâmă pe noi acolo și nu avem condițiile necesare unei instituții, ai nevoie de primărie. Dar, încă o dată, banii care sunt pentru primărie n-au legătură cu canalizarea. Canalizarea va veni. Poimul este blocat, noi suntem în Poim și noi avem 6 milioane de euro pentru Poim. Cred că ar trebui să purtați o discuție cu doamna Nina. Lucrurile sunt mai complexe decât... Lucrurile sunt mai complexe, numai că dumneavoastră nu vreți să înțelegeți că ordinea priorităților este alta pentru comunitatea din Cleja, da? Iar eu nu țin neapărat să fac treaba. Da, Sorona. Vă rog, revin. Am înțeles, revin. Sunt puțin acolo, da? Dar bine, mulțumesc, dar vedeți. Nu, trebuie să înțelegeți. Deci, concluzia dumneavoastră trebuie să înțelegeți că cetățenii doresc altceva. Nu este vorba despre asta. Iar dumneavoastră nu ați înțeles faptul că noi, dacă suntem o poliție, dumneavoastră ați vrut să fiți un mic Putin și ați zis că trebuie să eliminăm pe ăștia, că dacă tot s-o opun la primării, pentru că fiecare ședință... Iar doamna secretară se desfășoară. Iar doamna secretară v-a făcut jocul neștiind. Nu. Doamna secretară, credeți-mă că doamna v-a făcut jocul și este urât din partea ei și este deontologic din partea dumneavoastră ca să facă ce a făcut. Iar faptul că trei luni n-au venit și de fiecare dată strică, voi, la fiecare ședință vorba lor este. Nu vrem să fim... Deci la ultima ședință în care noi am... Toate lucrurile se fac cu respectarea legii. Dacă ei nu înțeleg și dacă credeți că USR-ul va câștiga alegerile următoare cu acest fel de a face politică, nu știu, dar ce... Oamenii să fie adevărat indiferent de situații. Unul la mână, doi la mână. Dumneavoastră și cu secretara, la ultima ședință... Încă o dată. Dumneavoastră și cu secretara, la ultima ședință... Așa e. Ne-ați făcut proști, ne-ați jignit în toate felurile. Ba da. Nu, domnul Iștor. Dar dumneavoastră niciodată, niciun proces verbal, nu ați menționat faptul că domnul Iștor ne-a adus jigniri constante. Niciodată. Niciodată nu ați luat măsuri și să faceți... Tocmai trebuia să-l sancționați, să-i dați avertisment, eventual să știți președintele de ședință, să-l scoată afară, să-l suspende, să nu mai vină la ședințe, sunt niște reguli, conform codului administrativ. Dacă v-am făcut proști, haideți să rămânim în ce context v-am făcut proști.
domnișoara Ștefania, atunci era domnișoară, a spus așa că proiectele mele... Există o motivație, există o motivație. Da, motivație. O zis că proiectele mele sunt proaste și am zis ești tu proastă. Cam asta a fost discuția. Altceva, dar nu-i prima oră, ați mai făcut-o mai multe rânduri. Dacă au mai fost două ședințe care ne-ați înjurat pe toți. Dacă tu ridici tonul, mă obligi să... Nu, dumneavoastră ați ridicat tonul. V-a adresat o întrebare civilizată, doamna domnișoară Ștefania. Acum, cum a venit domnul George, știți să vede, toată lumea vede. Cu ce ton a apucat? Dumneavoastră ce începe? Păi, eu, dumneavoastră de la începutul mandatului nostru tot atât încercați să ne puneți pumnul în gură. Asta nu veți reuși. Noi nu suntem așa nici pentru funcții și v-am demonstrat-o la astea trei luni, ca să știți și clejenii, să știți și clejenii, v-am demonstrat-o în astea trei luni de zile, noi nu am luat nicio indemnizație și am renunțat la ea și v-am arătat că nu avem nevoie de bani. Avem nevoie. Mă bucur că nu aveți nevoie. Nu-i vorba de că aveți sau nu avem nevoie de bani. Oamenii au nevoie de alte lucruri. Iar noi v-am demonstrat că nu suntem aici pentru bani. Iar vă ce ați făcut? Ați vrut să ne eliminați. Așa este, am vrut să vă eliminați. Și vreți în continuare. Nu, eu vreau să vă spun un lucru. Da, dacă voi nu înțelegeți că administrația se face în liniște și cu înțelegere și să înțelegeți că proiectele toate sunt nevoie, trebuie să implementăm. Voi țipați tot timpul că nu vrem aia, că vrem canalizare. Nu vrem aia, că vrem canalizare. Dar este ordinea prioritaților. Dumneavoastră vreți să asfaltați înainte de canalizare. Ascultă-mă un pic, încă o dată spun. Dacă banii pentru canalizare este un alt proiect, o altă linie de finanțare, iar paralel cu acestea ai și alte... În ultimele trei săptămâni ați apelat la această finanțare. Nu, că nu, nu, să fie care finanțare am apelat? Poimul. Dar nu e adevărat, dar Poimul nu este, proiectul nostru, al crabului este. Iar de 5, de 10 ani de când se chinuie și vă spun și acolo și ce s-a întâmplat cu Poimul. Când a început să implementeze, erau niște reguli impuse de la Comunitatea Europeană, în care s-a stabilit să ai atâta număr de populații, să fie pe metru pătrat pe comună. La ora actuală s-a făcut acest studiu, toate comunele. Ne-am trezit acum când ne-am depopulat și acum Uniunea Europeană zice, domnule, este fezabilă lucrarea sau nu e fezabilă? Adică primăria este fezabilă. Între timp, domnule, ascultă că de asta vreau să înțelegi. Între timp s-o scos la licitații, prețurile s-au dus unde s-au dus, nu se comportă nimeni. M-a blocat o mașină și vreau să ies. Nu mă duceți, lasă. În BMW-ul GSG. Între timp, prețurile crescând, nu vine nimeni la licitații, trebuie reactualizarea prețurilor cu acordul Uniunii Europene. Alții au făcut canalizare între timp. Așa este, dar noi am fost prinși în proiectul ăsta. Nu poți să faci două finanțări, să ai două finanțări europene. În ultimele trei săptămâni. Nu, încă o dată. Eu sunt primar de două mandate. Al doilea mandat acum. Da. Poimul vine din urmă. Ai fost în Poim, nu poți să pleci Poim să faci canalizare. Când va fi n-ați fost în Poim. Nu ați fost. Cu trei săptămâni înainte să expire v-ați înscris. Cu trei săptămâni înainte, în decembrie a fost. Da. Poimul ăsta este început de 10 ani. Deci nu, dumneavoastră ați fost înscris cu 3 săptămâni înainte, decembrie. Unde să fiu înscris? O să facem dovadă. Dumneavoastră ar fi trebuit să ne dați nouă un exemplu de politician. Dar eu aș vrea să veniți cu dovezi când vorbim. Vin eu acum cu dovezi. Când am înscris Poimul... Dumneavoastră aveți niște ani. Așa. Dumneavoastră, pentru că aveți anii ăștia și ați putea să ne fiți la foarte mulți de aici tată, așa, da? Dumneavoastră trebuia să ne dați nou un exemplu de bunătate și de verticalitate. Nu de nu. Dar dumneavoastră ați aplicat legea pumnului în gură. Niciodată. Și primul lucru care ați făcut ca să închideți gura liderului de grup, adică lui Alexov George Carol, subsemnat, a fost să-i trimiteți niște controle pe care le-au recunoscut și doamna Renuța Vechea, care și-a luat concediu fără plată. Și după aia a venit la mine și mi-a zis că pot să aleg calea lungă sau calea scurtă. Așa mi-a spus. Mi-a spus sau nu mi-a spus așa? Trăți la oameni de față. La fel mi-a spus și mie că dacă nu mă potrăsc, îmi dați 20 de milioane amendă. Și i-ați dat. Exact asta a fost atâtunea dumneavoastră. Mi-ați dat și mie. Asta e exemplu. Vezi cât ați plătit amendă pentru casă? Am plătit și eu. Și bun.
Deci dumneavoastră, în loc să-mi dați mie exemplu de politician, să-mi arătați cum se face, dumneavoastră veniți și spuneți, nu trebuie să taci din gură. Nu, ascultă-mă. Și ce ați făcut? Dau un exemplu. Doamna secretară, deci după ce s-au împlinit cele 3 luni de zile, să zicem calendar, să zicem pe toată reduceri la absurd, ce a făcut doamna? Îi stătea în puterea ei să facă sau să nu facă? Nu. Da, pentru că discuția trebuia să se rezolve. Domnul prefect, deci domnul prefect, dacă a luat caz de tot ceea ce s-a întâmplat la noi la Cleja, sunt fer convins că ne convoca pe toți și îmi plăia așa. Băi băieți, ascultați-mă puțin. Deci dacă știa toată situația, cum este situația, vă spun sigur că domnul prefect ne chema și pe o parte și pe alta și ne spunea așa. Băi oameni buni. Mai are loc ședință sau nu? Deci, așa lucrurile, deci lucrurile stăteau în felul următor. Deci lucrurile trebuiau să stea sub altă formă. Deci dacă eram chemați și noi și ne spuneam părerea noastră... Nu. Dacă prefectul ne chema pe noi și auzea și pledoariile noastre, credeți-mă că vă spunea, gata, stop, joc, game over, treceți la ședință și faceți treabă. Dacă continuați politica asta a USR-ului, această politică... Nu încercați, asta știm că e un ordin de unitate. Știm că asta este exact o politică militară-socialistă. Asta știm, în care dumneavoastră... Deci, lucrurile sunt... Deci lucrurile sunt foarte simple. Da, exact. După aia poate să stea. Deci lucrurile sunt foarte simple. Deci dacă domnul prefect știa situația exact cum este, dumneavoastră ne-ați făcut poți. Dar deocamdată avem hotărârea prefectului în care suntem... Care a fost contestată. Deci nu avem nicio hotărâre. Care este contestat în instanță. Exact. Și până acum... Nu am avut asemenea discuții pe tema asta. Domnul Gherfi este de la ALDE, da? A încălcat regulamentul și statutul ALDE. Pentru asta, este o hotărâre pe care nu a contestat un instanță. Și-a scos certificat de grefă și pe baza certificatului de grefă, dumnealui este în continuare pe post. Serios. Exact. Nu e așa? Nu. Deci nu are calitatea de președinte. De ședință supune ordine de zi. Nu este președinte. Păi acum trebuie să alegem. Păi nu aveți cum să alegeți dacă e președinte. Atunci, noi nu avem video. Nu, deci nu se face nicio propunere. Deci nu există așa. Primarul nu are dreptul. În primul rând, dacă ați venit să fiți prezent, avem o președinte de ședință. Ședința este deschisă de către secretarul comunei. Avem președinte de ședință? Am zis că ședința este deschisă de către secretar. Avem președinte de ședință? Acum alegem. Nu. Avem președinte de ședință. Orice ședință care se deschide, trebuie să fie deschisă de președinte de ședință. Dar nu avem președinte. Păi și dacă nu avem, nu poate să fie un loc ședință, doamne. Nu este deschisă de președinte, domnul Alexu. Nu aveți, doamnă, președinte. Deci, din ședința este deschisă de către secretar. Dar nu încercați să vă mai acoperiți. Deci, nu vreau să vă mai acoper. De pe data de 19 iulie, dumneavoastră, nu... Deci, de pe data de 19 iulie, dumneavoastră, nu aveți președinte de ședință. Păi nu avem pentru... Deci, dacă nu ați avut președinte de ședință... Acum alegem președinte. Nu aveți cum să așa... Trecută și nu s-a ales. Deci, fără președinte de ședință, nu aveți cum să faceți alegerea. Pe 26 august n-a avut... Doamnă secretară, dacă dumneavoastră pe 26 august nu ați avut președinte de ședință, este normal ca supleantul să nu fi putut depune jurământul dacă n-a fost ședință? Dar nu are... Deci dumneavoastră nu este legal. Nu este legal. Noi avem documentele la tribunal în care ședința nu este conform statutar. Nu este statutar. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți treaba asta. Domnule... Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți treaba asta. De pe 19 iulie... Lăsați-mă, domnul, trebuie contestat. Până la contestare e dreptul nostru aici. De pe 19 iulie, ultimul președinte de ședință a fost domnul Gherfi Gabriel, care a fost maxim ales pe 3 luni de zile. Mandatul dumnealui a expirat. Bun, dacă a expirat pe 19 iulie, din 19 iulie și până la sfârșitul lui august, pe 31 n-ați avut. Deci asta înseamnă că dumneavoastră... Au fost proiecte... Nu mă duceți în parte. A fost proiect de hotărâre cu alegerea președintelui. Având în vedere că nu s-au adoptat hotărâre în această perioadă de 3 luni, așa. Nu s-a putut alege președinte. Păi și cum ați adoptat hotărârea cu jurământul consilierului? Dar dacă nu este hotărâre, domnul. Păi și atunci acum... Nu, dumneavoastră a spus pe 31 decembrie. Am spus că nu, dar nu se adoptă cu hotărâre. Dumneavoastră a spus că trebuie să fie ședință statutară. Domnul, dumneavoastră a spus. Domnilor de la USR, deci nu se adoptă depunerea jurământului. Depunerea jurământului este obligația consilierului
suplean de a depune jurământul în fața Consiliului Local. Păi și Consiliul Local se întâlnește într-o ședință legal constituită. Legea, dacă vă uitați la lege, pot să spun așa. Secretarul convoacă Consiliul Local. Dar nu spune că primarul convoacă. Dar nu spune că trebuie să fie statutar în stat. Convoacă și atât. Am vorbit și la poliție, ca să o să mergeți, o să face tot felul de reclamații, dar acolo veți ajunge unde spune eu. Omul ăla care vine este un act formal, pentru că a fost validat de judecătorie. El este deja consilier în momentul când un consilier este validat. El nu mai depune jurământ, este un act formal. Poate să depună și în fața la un consilier, la unul, doi. Înțelegi? Nu trebuie să fie majoritate. Podul administrativ nu specifică, nu stipulează că trebuie să fie majoritate. Okay. O zis, numai se convoacă consiliul. Okay. Nu vii treaba ta. Eu am convocat, am făcut procedura, am convocat consiliul și am depus. Da. Doamna secretară, sunteți femeie. Sunteți femeie, așa spun, că sunteți femeie. Doamnă și femeie. Așa. Colega noastră Ștefania Ciuraru a născut alaltă el, Dumnezeu să-i dea sănătate și ești copilului ei. Da? Așa, da. Cum puteți dumneavoastră vreodată în viața dumneavoastră, în calitate de om în primul rând și deontologic în al doilea rând, așa, ca să o puneți absent pe această doamnă care a fost însărcinată 9 luni, e dată viața de la Dumnezeu. Nu, deci v-ați gândit că femeia asta are probleme de sănătate? Eu a pus-o absentă continuă. Am avut eu cunoștință de așa ceva, mi-a adus vreun document că este însărcinată vreun document. Ați sunat-o vreodată? Dar nu trebuie să o sun eu. Nu trebuie, nu ați convocat și ați băgat-o absent. De asta a fost aleasă. A fost pe data de 10. A fost pe 10 septembrie aici. De ce n-ați discutat cu mine? De ce n-ați spus-o prezentă? De ce n-ați spus-o prezentă? Pentru că nu a fost convocată. Mandatul dumneavoastră a încetat data îndeplinirii condițiilor. Nu, păi nu au fost îndeplinite condițiile. Eu, de exemplu, Alexop George Caro, în 3 luni de zile, am motivări, 3 motivări, 4 motivări avem. 4 motivări am. Auziți? Încă o dată. 4, din care doamna a recunoscut avem, 2 plecări de plasări în străinătate. Avem ordinul prefectului prin care ordinul prefectului dumneavoastră nu mai sunteți consilier. Ordinul prefectului 2 ani stați pe margine. Ordinul prefectului stați pe ordinul margine prefectului 2 ani meditați, reflectați pe baza minciunilor dumneavoastră. Ordinul de prefect, deci, ordinul de prefect a fost emis pe baza minciunilor dumneavoastră, iar doamna secretară a fost părtașă. Pentru că legea spune clar, și mă iau pe mine, în 3 luni de zile să lipsească la 3 ședințe consecutive, așa, legal constituite, da? Da. Da? Nu, da. De îndată, nu extraordinare, da. În care ea, doamna, recunoaște că eu am fost plecat în străinătate, m-am deplasat în străinătate și am scutire, deci nu sunt absent 3 luni. Deci aveați 3 ședințe. Nelegal constituite. Dar cine o stabilit că ele au fost nelegal? Nu, este o mare diferență și domnul prefect nu a sesizat această scăpare. Este o diferență între ședința extraordinară. Este o diferență între domnule, dar aveți dreptul să contestați. Eu am precizat ședința extraordinară de îndată, ședință ordinară. Deci în ordinul prefectului nu scrie nicio ședință extraordinară. Da, n-ai văzut, deci ordinară și sau extraordinar. Nu. Eu am comunicat. Este ordinul prefectului imediat. Eu vă spun ce spune legea. Lăsați-mă cu. Păi legea trebuie spusă așa cum trebuie și trebuie interpretată așa cum trebuie. Convocați ședințe sâmbătă. Da? Spre exemplu. Așa cum ați dorit să convoc la ora 17. Da, sâmbătă. Este după program. Sâmbătă. Deci, nu spune nicăieri că nu a spus. Ordinul prefectului. Ordinul prefectului. Nu este stare de urgență. Nu este Doamna secretară, ședință extraordinară. Așa vreți dumneavoastră, normal. Dar ședința a fost extraordinară. De îndată. Deci încă o dată vreau să vă aduc la cunoștință că dumneavoastră ați mințit prefectul. Deci știu ce spun. L-ați mințit. Pe domnul prefect l-ați mințit. De aia a emis un ordin. Și pe baza asta ne dați în instanță. Ba da, nu ați. Mergeți mai departe. Vă urez succes. A făcut un referat pe baza minciunilor mele. Eu am dat documente. Nu, eu am dat documente. Nu cred că pe nu le-ați predat pe toate. Eu le-am predat pe toate. Nu le-ați predat pe toate. Dacă nu le predam, îmi solicitau. 7 ședințe erau suficiente.
solicitat. Deci, dumneavoastră, ați avut 4 ședințe extraordinare de îndată. Da, convocarea și nu ați avut motivare. Ba da, avem și nu, a fost extraordinară de îndată. Am toate convocările. Secretar, dacă îmi permiteți, da, conform codul administrativ pot participa la ședințe în calitate de senator. Da, nu s-a pus problemă. Consiliul local, nu doar vreau să-mi argumentez, vreau să vă pun o întrebare simplă. Corespondența primăriei a fost verificată astăzi? Ați primit vreo adresă? A fost verificat de la... până în ora 12. Până în ora 12 s-a făcut mapa. Nimic. Am înțeles. Okay. Bun, spune din certificatul GREF suspendă o hotărâre a prefectului. Nu, eu doar am fost întrebat. Nu, nu, dar eu vreau să mă pronunț. Nu pot să mă pronunț, dar încerc. Eu am certificatul de GREF. Nu suspendă. Eu am întrebat doar dacă ați primit comunicare din partea tribunalului. Dar o să vedem. Eu vă spun totuși. Pe domnii care să fie 2 ani să reflecteze. Să mă rog. Și după 2 ani veniți și face ședințe. De mine nu scăpați. Nu, dar nici de mine nu scăpați. Credeți-mă, doar dacă mă omorâți. Doar dacă vreți mă omorâți. Domnul Alex, vă să trimată pe nepoții, vă rezolviți. Chiar dacă vă trimiteți nepoții, vă aduce bătării de federație, nu e nicio problemă. E bine, noi trebuie să avem tot timpul contracandidat, să lucrăm pentru comunitate, dar nu tot timpul, numai hoții, hoții. Da, dar dumneavoastră trebuie să fiți un exemplu pentru mine, da? Mai nu sunteți. Nu, nu, nu sunteți. Ce vreți? Închideți și ședința. Închideți și ședința. Așa e ședința. Ce să... Da, domnul Bolării treia.